Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Denisa Grigoriu și astăzi începem emisiunea Retrospectiva Săptămânii, discutând despre alegerile locale din această perioadă. Printre cele 30 de localități din România care sunt în plină campanie electorală, se află și orașul sucevean Vicovul de Sus. Pentru a discuta despre aceste lucruri, începem discuția din această seară cu doamna Mirela Domnică, deputat PSD de Suceava. Bună seara, doamna Domnică, și vă mulțumesc frumos! Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație! Alături de noi este și analistul politic, domnul Ion Ștefanovici. Bună seara, domnule Ștefanovici, și vă mulțumesc și dumneavoastră ca în fiecare seară de joi. Bună seara, bine v-am găsit și regăsit pe doamna deputat. În condiții tehnice corespunzătoare, domnul Ștefanovici. Să sperăm. Dar eu știu că în seara asta, anticipez un pic că am discutat ceva. Discutați-mi despre alegerile astea de la Vicovo. Nu era util să avem și un candidat de acolo? Nu credeți că poate fi contactat? E chiar cel mai important invitat în condițiile date și în această temă. Păi poate cei de colegii de la tehnic reușesc să-l contacteze pe domnul candidat de la Vicovo și poate în scurt timp să alătură și dumneavoastră discuții. Să știți că colegii mei fac demersuri în acest sens, domnule Ștefanovici, și va fi alături de noi, vă garantez și dumneavoastră și doamnei domnică, că va fi alături de noi și candidatul PSD la Vicovul de Sus, domnul Jurable. Până ajunge acolo și îl vom introduce pe domnul Jurable, cu siguranță, aș dori să încep discuția cu doamna domnică și am să vă întreb, doamna domnică, cum sunt aceste alegeri locale față de cele din toamna anului 2020 și care este feedback-ul din teren al cetățenilor cu privire la aceste noi alegeri din acest an? Evident că alegerile parțiale din 27 iunie sunt alegeri cu titlu de excepție, raportat la ce am avut în 2020, mai exact în 27 septembrie, când am avut alegeri locale în toată țara. Pe de altă parte, în calitate de prefect, am organizat alegeri parțiale tot în perioada 2018-19. Cei drept, ele au avut loc la un interval mai mare de la alegerile care au fost cu titlu, cu numitor general în 2016. Deci aceste alegeri din 27 iunie vin la un timp foarte scurt față de alegerile de anul trecut. Astfel încât, din punctul meu de vedere și în experiența pe care o am în politică, avantaj l-au candidații care pleacă pe inerție de transfer, dacă vreți, a voturilor care s-au exprimat anul trecut. În speță la noi, la Vicovul de Sus, alegerile anul trecut au fost câștigate de primarul în funcție. Și în paranteză vreau să subliniez că este un primar al orașului Vicovul de Sus din anul 1996. Deci, practic, anul trecut a candidat pentru al șaptelea mandat și a fost reconfirmat cu un scor de 62% de către vicoveni. Cu atât mai mult, dacă vreți, candidatul nostru pleacă din start cu un avantaj, având această recomandare de continuitate pe voturile de încredere pe care le-au exprimat majoritar vicovenii anul trecut în luna septembrie pentru domnul Schipor. După cum vă spuneam, eu v-am spus că colegii mei o să reușească și vor lua legătura cu domnul Jurable. Noi știm că Partidul Social Democrat Suceava propune pentru alegerile de la Vicovul de Sus un tânăr în persoana domnului Ionel Adrian Jurable, un tânăr pentru care administrația publică știu că nu este străină. Bună seara, domnule Jurable, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Vreau să vă întreb din capul locului, cu ce gânduri ați intrat în această cursă și ce vă propune să realizați după aceste alegeri locale? Totodată vreau să menționez pentru cei care ne urmăresc și nu știu că ați avut un mandat de viceprimar în cadrul primăriei Vicovul de Sus și ați ocupat pentru un an și funcția de primar în cadrul Vicovul de Sus. Sigur că da. Din anul 2016 am fost ales viceprimar al orașului Vicovul de Sus, iar în urma alegerilor din 27 septembrie, datorită invalidării domnului Schipor, am obținut și funcția de primar interimar, viceprimar cu atribuții de primar. Intru în această luptă cu gândul de a câștiga și, în primul rând, de a continua proiectele începute împreună cu echipa, cu domnul Schipor. Ne puteți spune despre ce proiecte este vorba? În primul rând, ca prioritate, este proiectul cu apă și canalizare din orașul Vicovul de Sus, un proiect mai vechi,
titular de proiect este Ajax Suceava. Cu gazul aș vrea să continui și toate celelalte proiecte care sunt în faza de derulare. Unele pe PNDL, altele pe fonduri europene. Doamna Domnică, i-aș dori să interveniți și dumneavoastră. Ne spuneți de ce ar trebui cetățenii din Bicovul de Sus să-l voteze pe domnul Adrian Jurable la alegerile din 27 iunie? Doamna Grigoriu, dacă vreți, profilul de candidat al domnului Jurave este un profil ideal. Dumnealui, începând din anul 2008, de atunci lucrează în primărie de 13 ani. A început ca și consilier al primarului în funcție, domnul Schipăr, la acea vreme, din 2008 până în 2016. Deci, practic, două mandate de primar a fost consilierul primarului. Principalele atribuții și principalele motive pentru care a fost angajat ca și consilier fiind specializarea în IT și atribuțiile având în vedere scrierea de proiecte pentru accesare de fonduri. După care, din 2016, confirmând în această perioadă ca și consilier al primarului, a candidat, a devenit consilier local și a devenit ulterior, prin votul consilierilor locali, viceprimar. Deci are la activ și un mandat de viceprimar complet, iar la următorul mandat de viceprimar, dată fiind situația de invalidare a domnului Schipor, a preluat și atribuțiile de primar. Are vârsta de 38 de ani. Deci, în mod fericit la domnul Jurable, se îmbină entuziasmul tinereții la vârsta de 38 de ani, cu experiența dobândită în primărie și cu recomandarea de continuitate din partea mandatului, din partea primarului care a mai obținut un mandat prin votul vicovenilor. De aceea vă spun că vicovenii nu riscă în momentul în care își exprimă votul și l-aleg pe domnul Jurable, pentru că am mai văzut la diverse alegeri și locale și, dacă vrei, și parlamentare, că nu întotdeauna schimbarea este benefică, pentru că există și acest risc. Și am văzut și după alegerile locale din județul Suceava, nu vreau să dau aici exemple, dar cunosc situația în cele 114 OAT-uri din județ și știu că sunt deja dezamăgiri din partea unor locuitori din unele localități din județul Suceava, care au decis să facă o schimbare radicală și s-au trezit cu o persoană primar, nu neapărat de rea intenție, dar fără experiență și care riscă să piardă timp prețios în loc să continue sau să vină cu o viziune nouă pentru binele localității. De aceea vă spun că în mod fericit la domnul Jurable se îmbină această vârstă. E un tânăr cu studii superioare, cu experiență în primărie și imaginați-vă că s-a angajat în primărie de la vârsta de 25 de ani. A confirmat dovadă că este susținut de domnul Schipor pentru mandatul acesta care se scoate la bătaie pe 27 iunie. Domnule Ștefanovici, dacă doriți să interveniți, vă rog. Da, dar nu prea mult. Dacă se poate tehnic, m-ar interesa câteva chestiuni. Ca un primar în funcție, noi avem agenda primarului. Chiar dacă noi am fost confirmat dumnealui, totuși am deplinit această funcție. Și prin urmare a avut oportunitatea să, pe de o parte, interacționeze cu reprezentanții Consiliului Județean Suceava și pe de altă parte să se lovească de poate o deschidere sau nu a guvernului sau a autorităților guvernamentale. Oricum, prin experiența dumnealui de mai mulți ani înțeleg, cum ați perceput dumneavoastră posibilitățile de dezvoltare a localității și ce credeți că în contextul actual se poate face? Adică, ca să contextualizăm un pic, PNDL-urile 1 și 2 au fost benefice pentru dumneavoastră. Cum le-ați văzut? Ce ați reușit să faceți? Succint, dacă se poate să ne spuneți. Și acest PNRR, cam cum îl vedeți și cum credeți că poate el să vă favorizeze? Și dacă puteți la un moment dat să punctați și relația cu Consiliul Județean, probabil un președinte în funcție are o greutate anume. Și eu, dacă aș candida și aș fi în situația dumneavoastră, aș încerca să le explic
celor de la care aștept votul, de ce aș putea avea o relație agreabilă cu Consiliul Județean, cu consilierii județeni, că sunt ei PNL, că sunt ei PSD, și mai ales dacă puteți foarte, foarte succint să vă axați pe prioritățile localității și mai ales pe proiecte. În primul rând vreau să vă spun că programul cu PNDL a fost ca o gură de oxigen pentru orașul Vicovul de Sus. În primul rând, prin PNDL 1 am modernizat două școli, școala gimnazială numărul 2 și școala gimnazială numărul 3. Însă lucrările sunt în stadiu avansat, aproape de finalizare. Tot prin programul cu PNDL am modernizat strada Nicolae Bărcescu prin construcția unui pod peste râul Suceava, cea mai mare deschidere la momentul finalizării. Ulterior, cea mai mare deschidere peste râul Suceava este podul de la Bacău, de la Centură. Prin programul cu PNDL, suntem în faza de lucrări la modernizarea școlii gimnaziale numărul 1, prin extindere, construcția unei săli de sport și modernizarea unității medico-sociale din orașul Vicovul de Sus. Tot în perioada aceasta avem în desfășurare lucrări finanțate prin fonduri europene, prin construcția a două parcuri. Vă auzim? S-a întâmplat ceva? Cred că nu ne mai auzim sau există probleme. S-a blocat imaginea. S-a blocat imaginea, cred că este problemă. Haideți să discutăm mai departe, probabil da. Semnalul dumneavoastră. Doamna Domnică, adică cine nu știe la momentul de față că Vicovul de Sus are niște fabricuțe sau poate chiar fabrici au devenit în decursul timpului care produc niște branduri, dacă vreți, și branduri nu doar naționale, pentru că Marelbo a început să exporte și și-a deschis magazine și în afara granițelor țării. Și acest lucru deci a fost... Noi le punem la dispoziție noi, autoritatea locală, administrația publică locală a avut deschidere și a sprijinit mediul privat din Vicovul de Sus. Păi asta vreau să văd. Mediul privat de acolo este un motor fără discuții economic și lucrurile bune pe care le-au făcut și piața pe care sau piețele pe care le-au accesat atât din Moldova cât chiar și din București la un moment dat știu că au deschis Sibiu, am văzut mai multe județe. Da, magazine e drept lăudabil. Deci au pus economic vorbind Vicovul pe hartă. Ce se poate face pentru agenții economici de acolo? Poate revine și domnul primar interimar și ne explică un pic mai multe. Dar dumneavoastră sunteți până la urmă parlamentar și oamenii de acolo sunt... poate nu în circunscripția dumneavoastră, dar totuși sunt sucevei care au dat votul. Ce se poate face pentru ei? Cunosc nevoile vicovenilor, pentru că și anul trecut în vară, cred că de 5 ore am fost la Vicovul de Sus, a unul dintre cele mai mari târguri din județ. Și inclusiv piața aceea din Vicovul de Sus se află pe pliantul și propunerile pentru următorul mandat al candidatului, în sensul în care au în vedere să construiască acolo și o hală închisă și grupurile sanitare care sunt absolut necesare, dar la condițiile din 2021. Cred că a revenit și domnul Juravle. Dar aș vrea până continuă domnul Juravle cu proiectele pe care le are în vedere și dumneavoastră le-ați axat înspre PNRR și înspre relația cu Consiliul Județean, să subliniez faptul că ceea ce înseamnă sprijin din partea Consiliului Județean începe să reprezinte din ce în ce mai puțin. Spre deosebire de tradiționala dependență primar, Consiliul Județean, fonduri de la Consiliul Județean. La fonduri, bineînțeles, că nu mai au Consiliul Județean. Exact, pentru că asta a fost întrebarea dumneavoastră. Președintele de CJ, mâna întinsă la Consiliul Județean. Și se desfacă de soarta sau de bunăvoința lui să depindă dezvoltarea sau nu a unei localități. Nu mai e cazul. Vremurile s-au mai schimbat, domnul Ștefanoviș, nu mai trebuie să stai cu mâna întinsă la Consiliul Județean. Un primar harnic poate accesa fonduri europene fără probleme. Exact. Și din punctul ăsta de vedere, chiar asta îl recomandă pe domnul Juravle. Vă spuneam că în 2008 a fost angajat în primăria de la Vicovul de Sus, tocmai ca să se implice în accesarea de fonduri la Vicovul de Sus, ceea ce a și confirmat. În ceea ce privește fondurile europene și Planul Național de Redresare și Reziliență,
Din păcate, anul 2021 reprezintă un an mort pentru toți primarii din țara asta, astfel încât aceste alegeri parțiale de la Bicovu de Sus nu vor afecta foarte mult posibilitatea de accesare și slavă Domnului că încă mai implementează proiecte accesate în timpul guvernării PSD, PNDL-urile și, din câte știu, are și Bicovu de Sus are și câteva proiecte pe fonduri europene la care, pentru care la unele așteaptă avize. Deci au treabă în 2021, slavă Domnului, și zic slavă Domnului pentru că 2021 pentru toată România va însemna 0 euro. Ați urmărit și dumneavoastră, Planul Național de Redresare și Reziliență a fost întors a treia oară de la Bruxelles. Au cerut acum 3 luni de zile, până în septembrie, răgaz ca să-l refacă. Dacă presupunem în varianta fericită că rămâne forma finală aprobată în septembrie și obligatoriu va trebui aprobat, pentru că ceea ce nu s-a spus este că n-are cum Comisia Europeană să nu aprobe pentru un stat membru Planul Național de Redresare și Reziliență. Trebuie să se închidă cercul cu toate cele 27 state. Deci, mor copt, planul României va fi aprobat în cazul în care nici a patra oară nu corespunde, vor tăia sumele, pur și simplu. Da, depinde de ce formulă. Da. Spre exemplu, Portugalia deja 29, a avut planul aprobat. Iar pe de altă parte, pentru exercițiul financiar 2021-2027, Ministerul Fondurilor Europene nici la această dată n-a reușit să finalizeze documentele acelea programatice, programul operațional, acordurile de parteneriat care să fie aprobate de Comisia Europeană, după care noi să revenim acasă, să acredităm autoritățile de management. Deci încă mai este foarte mult de lucrat. Încă o dată spun, în 2021 primarii noștri pot să-și ia gândul de la fonduri europene, de la euro, fie că din PNRR, fie că din exercițiul multianual 2021-2027. Și eu îi urez succes domnului Juravle, după ce va câștiga mandatul de primar la Bicovu de Sus, să finalizeze, să recepționeze proiectele în execuție pe care, la care a pus și dumnealui umărul alături de domnul Schipor. Discutam acum o săptămână, cred, cu domnul director de la ADR Nord-Est și, mă rog, discutam în contextul în care ADR-ul de acum, din exercițiul acesta european, mă refer financiar, 21-27, va căpăta autoritate de management, deci nu mai este. Dar încă nu s-au făcut demersurile, domnul Ștefanovici, încă n-au făcut demersurile la Ministerul Fondurilor Europene, este doar o intenție declarată. Da, s-ar putea să fie un pic mai mult decât atât, vom vedea. Cred că sunt un pic obligați de situație și cred că se va întâmpla. Ei, și chiar și în aceste condiții, discutam despre un buget care probabil din toamnă începe să fie schițat. Deci e o perioadă moartă, într-adevăr, vă dau maximă dreptate. Vă mai spun ceva. Din aceste 29,2 miliarde ale PNRR-ului, știm că avem fonduri rambursabile, da, creditul, și fondurile nerambursabile, acele granturi. Încă nu s-au înțeles ministrul liberal de la finanțe cu ministrul USR de la fonduri europene cu ce să înceapă să cheltuie cu granturile. Nu vrea domnul Ghinea de la fonduri europene pentru că nu este pregătit și acolo mai avem de făcut niște teme la noi acasă ca să le putem cheltui. Ar dori să înceapă domnul Ghinea cu împrumuturile. Ministrul liberal de la finanțe nu vrea să începem cu împrumuturile pentru că deja avem datoria publică de peste 48%. Dacă mai adăugăm 15 miliarde de euro, am sărit de 55% datorie publică, am intrat pe linia roșie, cu tot ce presupune disponibilizări, tăieri de pensii, tăieri de salarii. De aceea vă spun că ei nici nu s-au hotărât ce să facă cu banii care vor fi aprobați. Și slavă Domnului, încă o dată subliniez că cel puțin pentru județul Suceava și în speță pentru Bicovu de Sus, guvernarea PSD a însemnat cea mai mare sumă pentru proiectele din Planul Național de Dezvoltare Locală numărul 2 și încă mai au treabă primarii de executat și de recepționat investiții aprobate și începute în acea guvernare. Cât ați lipsit dumneavoastră, domnul Juravne, am discutat puțin despre motorul economic al localității pe care momentan și poate pe viitor, cum vor decide localnici, o conduceți. Și anume producătorii de încălțăminte. Doamna Adunică îi preciza, cred, foarte corect și în drept că au devenit adevărate branduri și regionale și unii chiar naționale. Ce relații există între autoritatea locală și producătorii de încălțăminte, aceste fabrici? Pentru că ne uităm în imagini și nu vine să cred că acela e Vicovo, deci s-a dezvoltat extraordinar de mult.
relația dintre primărie, unitatea OATEU, Vicovul de Sus și mediul de afaceri, este o relație foarte bună. Ne sprijinim reciproc. Adevărat că avem fabrici cu peste 1000 de angajați la nivel de Vicovul de Sus. E o perioadă mai grea pentru ele din cauza pandemiei, dar... Am înțeles că s-au orientat spre exporturi unii dintre ei, adică chiar produc niște manufacturi de calitate. Da, sigur, da, da, da. Și la prețuri de producători. Da. Da, mai mult decât de producători. Am văzut și pe piața externă, pe Anglia, câțiva dintre ei exportă și la niște prețuri mult peste media națională din România. Aș dori să revenim, domnule jurabil, ne vorbeați înainte de a pierde conexiunea cu dumneavoastră despre proiectele pe care ați reușit să le realizați. Eu chiar mă uitam acum și pe clientul dumneavoastră de promovare pentru această campanie și văd că aveți foarte multe proiecte pe care le-ați realizat și aveți foarte multe proiecte totodată în implementare, cum spunea doamna Domnică, printre care văd aici chiar și gazul. Cum stați cu acest proiect în localitate? Dezvoltarea infrastructurii de gaz. Am creat un ADI cu localitățile Mușenița, Bilca, Vicovul de Șos. Am realizat studiul SF, avizele necesare, certificatul de urbanism. Așteptăm deschiderea axei pentru a putea depune proiectul. Îmi permite să intervin aici cu deschiderea axei și așteptăm deschiderea axei. Dacă vă amintiți, anul trecut am avut cele două campanii electorale, locale, parlamentare, iar candidatul la vremea respectivă și președintele Consiliului Județean făcea apel către toți primarii din județ să se grăbească că vine gazul peste noi, să-și termine studiile de fezabilitate, să-și facă asocierile ca să fie pregătiți, fiindcă vine gazul, vine gazul. A trecut 2020, au trecut și alegerile, gazul încă n-a venit. Îl auzi și pe domnul Jurable, care în cunoștință de cauză, pentru că a participat la întocmirea întregii documentații, care nu costă puțin, nu-i așa, domnul Jurable? Deci ați cheltuit din bugetul local o sumă destul de importantă pentru aceste documentații tehnice. Se termină și anul 2021 mai îndată, încă nu se știe care va fi axa de finanțare. Pentru că în primă fază trebuia finanța gazul din programul operațional investiții majore din POIM. Din informațiile pe care le-am, rămășița de fonduri care mai există acolo, dacă acoperă pentru vreo 20 de localități cheltuielile pentru executarea lucrărilor de aducțiune și racordare gaz, pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, guvernanții noștri s-au dus și au cerut 600 de milioane, au încercat să mute acolo finanțarea, dar pentru că n-au știut să justifice de ce este mai bun gazul în România, pentru că noi încă mai ardem lemnul de foc și atunci gazul este mai puțin invaziv și contribuie la protecția mediului. Pentru Uniunea Europeană, gazul fiind combustibil fosil și este considerat poluant, le-au respins finanțarea și din Planul Național de Redresare și Reziliență. Au mai rămas acolo niște finanțări pentru gaz cu hidrogen. Ca atare, singura sursă de finanțare, pentru că din bugetul ăsta despre care tot aud de la începutul anului, că este buget de austeritate, nu pot crește cu 20 de lei alocațiile, dar rămite să finanțeze gaz metan în toată țara, în toate localitățile din țară. Din fonduri guvernamentale nu vor exista posibilități. Ca atare, singura sursă de finanțare potențial rămasă, exercițiul financiar 2021-2027, pentru care nu s-au făcut încă demersuri. Deci, domnul Jurable, bine că v-ați terminat documentația. Am văzut că domnul Flutur v-a certat că ați întârziat și cu certificatul de urbanism, dar nu vine gazul peste noi nici în 2021. Lăsați puțin acolo deoparte documentația pentru gaz metan și prioritizați alte chestiuni mai certe care țin de dumneavoastră. Păcat. Exact, păcat. Și dacă mai este permis, anul trecut, de ce vă spun? Pentru că la Vicovul de Sus, primarul în funcție a câștigat mandatul cu 62%. Oamenii au avut încredere în dumnealui și au dat această încredere confirmată pentru al șaptelea mandat. Și domnul Schipor, vă spun că l-am urmărit în câteva declarații în acest context de campanie electorală, când dintr-o dată a apărut și domnul Flutur, că până acum nu l-am văzut, că de la Consiliul de Stat tot comunică domnul Barbă despre festivalul, domnul vicepreședinte Barbă. A apărut de mână cu candidatul PNL de la Vicovul de Sus și tot îl ceartă pe domnul Schipor, că a întârziat documentația pentru gaz,
că era plecat în Germania, nu, domnul Jurable, când au fost inundațiile din 2008. Și reproșuri de genul acesta, în condițiile în care Bicovul de Sus a fost destul de neglijat din partea Consiliului Județean și, slavă Domnului, primarul și bicovenii, mai mult din bugetul propriu și accesând fonduri europene, au reușit să facă aceste investiții, de arată Bicovul de Sus, de v-ați mirat și dumneavoastră. Dar vă spun mai mult, da, din eforturile dumnealor, eforturile proprii. Domnul Schipor vine cu această durere, dacă vreți, de suflet, pentru că le-a început, știe și cât a însemnat, câte drumuri la București, domnul Jurable, câte nopți nedormite, câte avize întoarse de pe la instituțiile de concentrate, de la ISU, de la DSP, de la DSVSA și în stânga și în dreapta. Și acum să vină un candidat care să spună că dezvoltăm Bicovul de Sus, așa de pe margine, și să facă campanie electorală cu proiectele tale pentru care ai muncit și pentru care ai obținut finanțare, este puțin așa frustrant, dacă nu ne trebuie, ca să spun. Da, într-adevăr, aș vrea să vă întreb atât pe dumneavoastră, doamna Domnică, cât și pe domnul Jurable. Poate dumneavoastră de la nivel județean și un pic sub aspect politic sau poate chiar și sub aspectul experienței și a celor care le vedeți și le auziți în Parlament, dar și pe domnul Jurable sub aspectul local al administrației publice locale, mă refer. Cum s-a văzut vizita domnului Câțu de la Suceava, recentă de altfel, și proiectele enunțate, sau ce ați înțeles dumneavoastră? Eu vă mărturisesc că am fost în sală, în ambele situații, și la primăria Gura Humorului, și la conferința de presă sau la întâlnirea cu operatorii de turism. Dar aș vrea să văd, sub aspectele care le-am menționat anterior, cum ați caracterizat dumneavoastră? În câteva cuvinte, domnul Ștefanovici, a fost o vizită pentru alegerile interne de la PNL, cele care vor avea loc în septembrie. Și până în septembrie, 3 luni de zile, vedem în spațiu public, mai au puțin și școtochii, aripa Câțu, aripa Orban. La Suceava, exact. La Suceava, majoritatea liberală s-a aliniat în spatele domnului Flutur, care s-a aliniat în spatele domnului Câțu. Mai sunt câțiva dizidenți în opoziție care mai susțin cauza Orban. Nu dau nume, îi știm cu toții și sunt din ce în ce mai puțini. Asta pe de-o parte. Partea proastă este că pe lângă celelalte neajunsuri de care povesteam înainte, faptul că primarii și-au luat gândul de la fonduri europene și proiecte pe fonduri europene anul ăsta, iar noi cu toții până în septembrie nu vom avea guvern, pentru că domnul Câțu și domnul Orban, dar mai mult domnul Câțu ne interesează pentru că este premier, se află în campanie pentru alegerile interne și toată țara va sta blocată pe aceste alegeri interne de la PNL și nu numai, că și USR-ul are alegeri și acolo avem aripa Cioloș și aripa Barna. Ca urmare, toată vara, doamna Grigoriu, domnul Ștefanovici, ne vom uita cum își dispută candidatura și cum prestează în competiția pentru alegerile interne. Nu vom avea guvernare în vara aceasta. De aceea, deci, în concluzie, n-ați văzut nimic serios în vizita de la Suceava. Eu am sperat și încă mai sper, deși n-am văzut nicio declarație, iar domnul Flutur are obiceiul să se laude și cu ceea ce adică nu există. Ce așteptări ați fi avut de la prim-ministru care vine la Suceava? Deci am avut așteptarea ca A7, care este finanțat pe câteva tronsoane din PNRR, să aibă finanțare până la Siret. Dacă nu din Planul Național de Redresare și Reziliență, să facă promisiunea aici la noi acasă că de la Pașcani se continuă autostrada până la Siret, că va fi finanțare guvernamentală, că va fi altă finanțare din fonduri europene, din exercițiul financiar. Încă n-am auzit și văd că s-a așternut așa o tăcere vis-a-vis de acest tronson care ne interesează în primul rând pe noi sucevenii, pentru că suntem județ de graniță a Uniunii Europene, suntem, dacă vreți, geostrategic foarte important, că tot am avut summitul de la Bruxelles acum, da? NATO, Alianța Nord-Atlantică, deja începe să-și negocieze relația cu Rusia, pentru că în această perioadă de pandemie China a crescut foarte mult și a devenit un actor foarte important pe plan mondial și un pericol pentru Statele Unite, care Statele Unite nu mai au nevoie de relații tensionate cu Rusia. Astfel încât noi, ca județ,
că știți, patriotismul local până la urmă e mai aproape de noi decât cel național. Noi ca județ avem o importanță geostrategică la granița cu Ucraina, astfel încât această autostradă care să ajungă până la Siret avea importanță dincolo de dezvoltarea celei mai săraci regiuni din Uniunea Europeană, avea o importanță și pe aripa aceasta de est a Alianței Nord-Atlantice. Și îmi scapă, pentru că sunt toate argumentele pentru a finanța autostrada până la Siret. De ce? Cu toate promisiunile de anul trecut, cu toate garanțiile pe care ni le-au dat liberalii de la Suceava, cu toată vizita domnului Câțu la Suceava, care are nevoie de voturile unei delegații numeroase. Să nu uităm că delegația PNL Suceava contează foarte mult și e un număr foarte mare de voturi în comparație cu alte județe. Dovadă că au început să-și radieze membrii de prin baza de date ca să gestioneze delegații de prin județe la voturile la congresul din septembrie. Iată că acea vizită a premierului Câțu la Suceava, pentru noi sucevenii, nu înseamnă nimic. N-am obținut nicio promisiune. E adevărat, aici aș face și eu o paranteză. Săptămâna trecută, în weekend, mă deplasam spre Vatra Dornei și la un moment dat m-am intersectat cu două taburi care veneau de la Cârlibaba cu însemne polone care au fost prezente la o manifestare, o comemorare de natură religioasă și militară, la care domnul Futra a fost prezent și cu oficialii de la Consiliul Județean și au bifat-o, dar au bifat-o la nivel de imagine, pentru că la nivel de conținut, deși există o comunitate, zic eu, semnificativă în Suceava polonă, nu prea se face mare lucru nici pentru ei, nici nu se, să zicem, valorizează destul relația bună pe care minoritatea aceasta și deputatul minorității care trăiește în Suceava, din Suceava, o are cu guvernul polon. Și în contextul acesta, pentru că ei și ambasadorul polon și-a arătat și-a manifestat deschiderea totală. Dar una e să-ți manifesti deschiderea și alta e capacitatea administrației publice locale sau județene, după caz, de a mișca lucrurile împreună cu o țară care e fruntașă, cel puțin vorbim de Europa de Est, nu discutăm de centru. Exact. Domnul Ștefanoviș, pentru că domnul Juravle, da, pentru că domnul Juravle este practic personajul principal în această emisiune și tema este 27 iunie alegere la Vicovul de Sus. Eu aș vrea să motivez de ce insist atât de mult referitor la domnul Flutur, pentru că am văzut în reluare o emisiune de la un alt post local de televiziune unde a participat cu candidatul de la PNL și în toată emisiunea l-a certat pe domnul Schipor, l-a criticat pe candidatul nostru. Dar nu vi se pare normal, doamna domnică? E normal să își tragă cu ai noi, nu? Nu este normal. Pentru că ajungeam să argumentez și îmi dădeați dreptate și domnul Juravle îmi dă dreptate, sunt convinsă și dumnealui. Pentru că toată emisiunea tot insista asupra faptului că nu există apă, canal la orașul Vicovul de Sus, în condițiile în care anul trecut am tot insistat că noi nu trebuie să vorbim despre autostrăzi la alegerile locale, pentru că mai avem de rezolvat în județul Suceava problemele de apă și canal, care în 2020 n-ar trebui să mai fie teme de campanie. Și pentru că aceste probleme n-au fost abordate cu prioritate de către conducerea județului într-un mod integrat, indiferent cum s-a alternat această conducere a județului, mai aveam niște restanțe. Subiectele acestea de apă, canal pe care le puneam în discuții erau total ignorate de domnul Flutur, care și-a făcut toată campania cu care a câștigat mandatul de președinte de Consiliul Județean, vorbind de autostradă, vorbind de A7, vorbind de A8. A câștigat mandatul, aproape că se împlinește îndată anul din acest mandat câștigat cu autostrăzi, ignorând aceste probleme. Și are îndrăzneala, ca să nu-i spun altfel, să vină la campania de la Vicovul de Sus și să certe primarul că nu este apă, canal la Vicovul de Sus. De aceea vă spun, această dublă măsură și ipocrizie în campanie electorală, eu cred că va fi simțită și de către vicoveni. Pentru că, repet, la modul în care s-a purtat în cele două mandate domnul Flutur cu vicovenii, ei n-au uitat și au simțit din plin cine a fost alături de ei, cine a sprijinit investițiile. Pe domnul Juravle, de când este viceprimar, îl văd și în biroul de la primărie, dar cel mai mult îl văd pe teren, inclusiv pe
utilajele cu care este dotată primăria. Este un om printre oameni, mai puține vorbe, mai puține promisiuni și a făcut un pliant care este mai mult decât sugestiv. Trăim vremuri complicate și nu ne permitem riscuri acum. Și cred că vicovenii vor avea înțelepciunea în această perioadă complicată, că nu se întrezărește nicio luminiță de finanțare, nicio luminiță de revenire spre ceea ce am avut în 2019. Vor avea înțelepciunea și cumințenia să nu riște și să meargă pe mâna echipei care a câștigat alegerile anul trecut în 27 septembrie. Acum, ca să completez ce spuneați dumneavoastră și după aceea neapărat trebuie să lăsăm pe domnul Jurabe să concluzioneze, trag și eu o mică concluzie vis-a-vis de activitatea curentă a administrației județene. Evidențim câteva probleme foarte, foarte grave pe care dumnealor le au. Spre exemplu, hai să nu zicem acum în partea aceea, într-o extremitate a județului, dar mă refer la cei aproape, în zona metropolitană, în zona Ipotești, unde au început un drum pe care l-au blocat momentan. Dumneavoastră probabil știți mai bine decât mine. E un întreg disconfort acolo pentru ipoteșteni. Nu, doamnă, n-au calculat bine, într-adevăr, stratul de asfalt. L-au făcut prea înalt, dar nu e problema că s-au înălțat în raport cu gospodăriile. Problema e că, și o să vedeți, o să discutăm cu un consilier județean și o să mai aducem și noi argumente, s-au făcut niște erori foarte, foarte grave pe care constructorul le-a aplicat ca atare și acum le-au dat înapoi la Consiliul Județean și Consiliul Județean s-a oprit pentru niște proteste de la niște curți. S-a oprit pentru că nu s-au calculat bine straturile de asfalt. Asta e una. A fost acolo. Apoi, ați fost, ei, dar o să vedeți ce iese, că nu rămâne așa și e foarte, foarte gravă situația. Pe de altă parte, au gropile de gunoi. Discutam recent cu un reprezentanța ai societății civile, ce au putut să facă, ce nenorocire au putut să facă în Pasul Mestecăniș. Și acolo un dosar penal redeschis, urmărire penală, se va răspunde în solidar. Chiar ONG-știi spuneau că, domne, să pună bani mână de la mână, cât sunt ei cam 100 de persoane care trebuie să suporte această posibilă daună și de natură materială vorbim momentan și să pună, nu știu cât au calculat dumneavoastră, 70.000 de euro de fiecare și să ajungă ori 100 să recupereze prejudiciul, să-l suporte. Deci cam la modul ăsta se pune problema la Consiliul Județean Suceava. Acum, în ce măsură știu sau nu știu cetățenii sucevenii pe ansamblu și în special cei care astăzi sunt chemați să dea din nou un vot de responsabilitate, asta poate să știe mai bine domnul Jurabe și să ne spună exact acum cum stau lucrurile acolo, pentru că într-adevăr dumnealui e în centru atenției, a dispărut. Da, ești domnul Jurabe, cred că are probleme cu internetul, din ce mi-a spus dumneavoastră. Probabil trebuia să-l lăsăm să vorbească cât era prezent. Dacă mai apare, mă întrerup ca să aibă posibilitatea puțin să nu mai apară, da. Într-adevăr, doamna Duminică, acum dumneavoastră sunteți o femeie, mie îmi vine foarte greu să aduc o contraargumentație unei doamne, dar să știți că am să o fac totuși, cu toate riscurile. Domnul Stan, iar probabil ar fi trebuit în perioada aceasta să facă ce face și domnul Flutur ca și președinte de partid, că dumnealui vine Flutur și din ipostaza aceasta de președinte și de partid și de Consiliul Județean. Și într-adevăr, oamenii candidații trebuie sprijiniți. Eu vă apreciez foarte mult pe dumneavoastră pentru demersul acesta și pentru celelalte în care îl sprijiniți pe domnul. Mâine suntem la Vicovu de Sus, la o întâlnire cu oamenii de acolo, organizată, candidatul. Exact. Da. Exact. Probabil că asta și trebuie făcut acum. Probabil și la un moment dat PSD-ul va trece prin niște alegeri interne. Da, domnul Ștefanović, campania la alegerile parțiale este de 2 săptămâni. Este un timp foarte scurt. Știu că domnul președinte Stan a participat cu domnul Jurabe, cu domnul Schipor la o serie de emisiuni, după care pe teren domnul Juravle a ales să meargă cu echipa de consilieri locali și a început această campanie domnul Juravle, dincolo de ceea ce face, pentru că nu s-a suspendat în funcția de viceprimar, dumnealui merge la servici și vă spun, pe utilaje, printre oameni, pe străzi,
după care în timpul liber, din poartă în poartă cu colegii consilieri locali. Și își face treaba foarte bine. Mâine vom fi alături de dumnealui la o întâlnire cu mai mulți locuitori, pentru că încă mai avem o serie de restricții, domnul Ștefanovici, vă spuneam. Încă nu ne-am revenit și nu știu dacă o să mai revenim la normalitatea pe care am avut-o în 2019. Dar așa cum se poate, evident că suntem alături de domnul Juravle și eu cel puțin îmi exprim întreaga disponibilitate referitor la... Dacă ne lansează o invitație, putem și noi să vedem cu ce se laudă în plan local, la fața locului. Sigur că da. Deci, până la urmă, încheierea va aparține înainte de a finaliza. Scuze, întreruperile, datorate la noi au plouat un pic, cred că asta e deconectării internetului. Deci, la final, acum, ca prioritate pentru mandatul următor, dacă o să mi-l acorde Bicovene, în primul rând, proiectul cu apa canal, despre care s-a vorbit atât de mult, un proiect care e demarat încă din anul 2008, contractul de finanțare s-a semnat de-abia în 2019, iar în 2021 a intrat în linie dreaptă. Iar tot ca prioritate pentru mandatul meu o să fie finalizarea proiectelor care sunt curs de implementare, proiectele prin PNDL, anul ăsta trebuie finalizate toate. Avem pe fonduri europene două proiecte care sunt în faza de contractare. Unul în faza de lucrări, aproximativ 6 luni de zile o să fie finalizat. Avem tot pe fonduri europene depus un proiect pentru achiziția de tablete și laptopuri pentru fiecare elev și cadre didactice. Dacă bicovenii vor considera că merit să continui proiectele, îi îndemn să îmi acorde votul, pentru că nu o să fie dezamăgiți, în primul rând. Da, s-a fost mesajul pentru locuitorii din Vicovo. Trebuia să vă dăm și posibilitatea asta, dacă tot ați venit alături de noi. Ok. Din ce am înțeles, în seara asta a doua parte este dedicată unui alt colț al regiunii. Da. Vom discuta tot despre alegeri, dar despre alegeri interne, ceea ce ne spunea și doamna domnică, despre alegerile interne mai exact de la PNL Vaslui. Asta în ideea în care suntem deschiși la toate fronturile și subiectele, nu? Sigur că da. Sigur că da, dar vă spun că până în septembrie numai subiecte din astea cu alegeri interne vom vedea și consecințe. Trebuie să le... Da, și mâine seară discutăm, avem o emisiune pe Republica Moldova, că și acolo sunt alegeri, vă vine să credeți sau nu. Așa. Și ulterior avem o discuție la ce făcea și dumneavoastră referire, doamna Adămicăi, și anume vizita președintului Biden în Europa și întâlniri, deși cam ce presupune toate astea, presupun că vor fi niște schimbări. Dar dacă ne urmăriți mâine seară, veți afla și părerea noastră. Vă mulțumim tare mult pentru deschidere. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și încă o dată mult succes, domnul Juravle. Ne vedem pe teren mâine. Mulțumesc mult. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc doamnei Mirela pentru susținere. Doamne ajută. Mulțumesc mult. O seară bună. Seară bună. La revedere.